Ion Călinoiu s-a întors la muncă după ce magistrații gorjeni au suspendat ordinul prin care prefectul de Gorj l-a revocat din funcție. Atunci când sunt probleme legate de respectarea legii, instituția prefectului trebuie să-și facă treaba fără niciun fel de influență și nu poate să fie în același timp și parte din proces și instanță supremă. Dar, așa cum spuneam, aceste lucruri au fost ieri clarificate, adevărul a ieșit la lumină, ordinul a fost ilegal. Călinoiu a spus că își va dovedi nevinovăția la finalul procesului intentat Agenției Naționale de Integritate, care l-a găsit incompatibil. Acum urmează pașii legați de etapele pe care trebuie să le urmăresc, să le realizez cu privire la ce înseamnă ducerea până la capăt a situației juridice create prin această stare de incompatibilitate, care vă asigur că, în ce mă privește, și de această dată instanța va scoate la lumina adevărul. Președintele Consiliului Județean Gorj nu a scăpat de emoții. Pe 26 aprilie are termen la Curtea de Apel Alba Iulia, unde se judecă solicitarea de anulare a raportului de incompatibilitate constatat de anii.